Aproximativ 5.100 de tineri din județul Gorj au absolvit în acest an liceul. Cele mai frecvente specializări au fost matematică, informatică, filologie și mecanică. Unii dintre tineri vor opta pentru a urma cursurile unei instituții de învățământ superior, alții vor încerca să-și găsească un loc de muncă și cel mai probabil vor deveni șomeri. În anul școlar 2010-2011, la nivelul liceului, au fost înregistrați un număr de 5.100 de absolvenți. Privind pe o statistică legată de specializările pe care elevii noștri și le-au dorit, am putea să vă precizăm că cele mai multe opțiuni au fost la nivelul segmentului matematică-informatică. Aproximativ 10.000 de șomeri se înregistrează în acest moment la nivelul județului Gorj, iar numărul va crește. La nivelul județului Gorj avem 9.998 de șomeri. La ora actuală, locuri de muncă disponibile, avem 158 de locuri de muncă, dintre care cele mai multe și cele mai cerute sunt cele în construcție, avem 50 de locuri. După aceea avem muncă, deci pentru muncă necalificată, 23 de locuri. Cele mai multe locuri de muncă oferite de angajatori în această perioadă sunt în domeniul construcțiilor.